au făcut prin el, pe pământ și sus în cer. Toate s-au făcut prin el, pe pământ și sus în cer. Așa s-a hotărât să se nască pe pământ, să se nască, să trăiască, pe noi să ne mântuiască. Să se nască, să trăiască, pe noi să ne izbăvească. Ne-ai mântuit, mulțumim Iisuse drag, că de noi te-ai îndurat. Mulțumim Iisuse drag, fiind veci glorificat. Și-a dat viața pentru noi, ca pe veci să fim ai săi. Pe noi ne-a răscumpărat, prin sângele sfânt vărsat. Cu Tatăl ne-a împăcat, fie în veci glorificat. Iisus, singura speranță, ca noi să primim viață. Adam a fost de Domnul nou ascultat, de Domnul nou ascultat, din rai o fost alungat. Domnul nostru Iisus iubit, de sus din cer El a venit, ce Isaia s-a împlinit, El s-a lăsat răstignit și pe noi ne-o mântuit. Realizezi tu, măi creștine, ce-a făcut El pentru tine, și-a dat viața pentru noi, ca pe veci să fim mai săi. Viața pentru noi, ca să fim copiii săi. Domnul nostru Iisus Hristos, El este mirele nostru. Pe noi ne-a răscumpărat, prin sângele sfânt vărsat. Noi care ne-am botezat, viața Lui ne-am predat, noi n-așteptăm pe El să ne ducă sus în cer. El ne aduce sus în cer și vom fi pe veci cu El. Ne așteptăm drag, noi te așteptăm să vii, să ne duce sus iubit, cu tine în veșnicii. Dă-ne din puterea ta, când vii să putem zbura. Ne așteaptă biserica, te-așteaptă mireasa ta, ca să vii să ne răpești, sus în slăvile cerești. Vino, Doamne, și ne ia acolo în slava ta.
scris în Biblie n-am aflat. Să-ți pleșe toată, cu
ca să s-a născut. El este de la început, toate s-au făcut prin el, pe pământ și sus în cer. Domnul Iisus ne-a lăsat pildă bună de urmat, dacă vrem să fim cu el, sus cu el acolo cer. Noi ca să ne botezăm atunci când maturi suntem. Dar dacă nu te pocăiești, tu îi ador să sfârșești, și atunci vei vedea că ce-am spus este așa. Atunci vei plânge cu amar, dar atunci va fi zadar. Lasă tot ce-i păcătos și vino la Domnul Iisus, fă un legământ cu el și el te va duce în cer. Dă-i lui Iisus inima, astăzi este ziua ta. Suflete, ce te gândești, de ce nu te pocăiești? Dacă nu te pocăiești, tu în iad o să sfârșești. Dacă nu te pocăiești, tu în iad o să sfârșești. Dacă în viață ți este greu, vino azi la Dumnezeu, El te poate ajuta, îți ia toată povara. Dă-i lui Iisus inima, predă-i lui viața ta. Nu te înșeli la creștine, zicând că îți merge bine. Poate că bine de tău, bine de la celălalt rău. Poate că bine de tău, bine de la celălalt rău. Noi care ne-am botezat și viața lui ne-am predat, noi îl așteptăm
Domnul Iisus i-a mustrat pentru necredința și împietrirea inimilor, pentru că nu crezuseră pe cei ce-l văzuseră înviat. Apoi le-a zis: duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, dar cine nu va crede, va fi osândit. Iată semnele care vor însoți pe cei ce vor crede. În numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Dacă vorbea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Își vor pune mâinile peste bolnavi și bolnavii se vor însănătoșa. Yeah.
Thank you.
Domnul nostru Iisus iubit, așa mult El ne-o iubit, că s-o lăsat răstignit, pe o cruce s-a jertfit. Ai ce mult ai suferit, scumpul meu Iisus iubit. Mulțumim Iisus iubit, că pe noi ne-ai unde-s tu mai bucurie. Iisus!
În vremea aceea a ieșit o poruncă de la Cezar August să se înscrie toată lumea. Înscrierea aceasta s-a făcut întâia dată pe când era dregător în Siria Quirinius. Toți se duceau să se înscrie, fiecare în cetatea lui. Iosif s-a suit și el din Galileea, din cetatea Nazaret, ca să se ducă în Iudeea, în cetatea lui David, numită Betleem, pentru că era din casa și din seminția lui David. Să se înscrie împreună cu Maria, logodnica lui, care era însărcinată. Pe când erau ei acolo, s-a împlinit vremea când trebuia să nască Maria. Și-a născut pe fiul ei, cel întâi născut. L-a înfășat în scutece și l-a culcat într-o iesle, pentru că în casă de poposire nu era loc pentru ei. În ținutul acela erau niște păstori care stăteau afară în câmp și făceau de straje noaptea împrejurul turmei lor. Și iată că un înger al Domnului s-a înfățișat înaintea lor și slava Domnului a strălucit împrejurul lor. Ei s-au înfricoșat foarte tare, dar îngerul a zis: "Nu vă temeți, căci vă aduc o veste bună, care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut un mântuitor, care este Hristos, Domnul. Iată semnul după care îl veți cunoaște. Veți găsi un prunc înfășat în scutece și culcat într-o iesle." Și deodată, împreună cu îngerul, s-a unit o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu și zicând: "Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ între oamenii plăcuți lui." După ce au plecat îngerii de la ei, ca să se întoarcă în cer, păstorii au zis unii către alții: "Haidem să mergem până la Betleem și să vedem ce ni s-a spus și ce ne-a făcut cunoscut Domnul." S-au dus în grabă și au găsit pe Maria, pe Iosif și pruncul culcat în iesle. După ce l-au văzut, au istorisit ce li se spusese despre prunc. Toți cei ce i-au auzit s-au mirat de cele ce spuneau păstorii. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inimă. Și păstorii s-au întors, slăvind și lăudând pe Dumnezeu pentru toate cele ce auziseră și văzuseră și care erau întocmai cum li se spusese. Când a venit ziua a opta, în care trebuia tăiat împrejur pruncul, i-au pus numele Iisus, nume care fusese spus de înger înainte ca să fi fost el zămislit în pântece. Și când s-au împlinit zilele pentru curățirea lor, după legea lui Moise, Iosif și Maria au adus pruncul la Ierusalim, ca să-l înfățișeze înainte Domnului, după cum este scris în legea Domnului: "Orice întâi născut de parte bărbătească va fi închinat Domnului." Și ca să aducă jertfă, o pereche de turturele sau doi pui de porumbei, după cum este poruncit în legea Domnului. Și iată că în Ierusalim era un om numit Simeon. Omul acesta ducea o viață sfântă și era cu frica lui Dumnezeu. El aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era peste el. Duhul Sfânt îl înștiințase că nu va muri înainte ca să vadă pe Hristosul Domnului. El a venit în templu, mânat de Duhul. Și când au adus părinții înăuntru pe pruncul Iisus, ca să împlinească cu privire la el ce poruncea legea, Simeon l-a luat în brațe, a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: "Acum slobozește în pace pe robul tău, stăpâne, după cuvântul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta, pe care ai pregătit-o să fie înaintea tuturor popoarelor, lumina care să lumineze neamurile și slava poporului tău, Israel." Tatăl și mama lui se mirau de lucrurile care se spuneau despre el. Simeon i-a binecuvântat și a zis Mariei, mama lui: "Iată, copilul acesta este rânduit spre prăbușirea și ridicarea multora în Israel și să fie un semn care va stârni împotrivire. Chiar sufletul tău va fi străpuns de o sabie, ca să se descopere gândurile multor inimi."
Suspină de dorul tău, știi că-mi este tare.
se așteaptă biserica. Dacă așteaptă mireasa ta, la noi te așteptăm să vii, ca să ne duci în veșnicii, unde-ți numai bucurenie. A vino, Doamne, și te ia acolo în slava ta, în împărăția ta. Cu tine, Domnul nostru.
te-ai
cel păcătos nu va fi în cerul sus aici, va rămâne când va veni răpirea. Dar cel păcătos nu va fi în cerul sus aici, va rămâne când va veni răpirea. Iisus, iubit, pentru că m-ai mântuit. Te iubesc, Iisus, iubit, eu te aștept ca să vii. Dar să mă duci, Iisuse, cu tine în veșnicita sus, acolo cer, unde-s tu mai bucurii. Dar vino, nu mai sta și umă în slava ta. Dar vino și mă ia și umă în slava ta. Aici mi-e
Câtă vreme vei alimenta candela cu un de lemn sfânt, elamantus tania valuzime nogrante valuzement, multe suflete se vor mai lumina. Câtă vreme vei asculta glasul Domnului și vei sta la ascultare față de vocea Domnului, e cania velte zime nogrante valuzement, multe suflete vor veni la viață și la mântuire. Eli mano grande valus dimeno grae calme ne valus de man. Per amantus tania valus dimeno grae calme ne vil. Și no goru Domnului vor mai intra suflete, zice Domnul, na omene valus dimene grande valus de man pentru a se completa numărul de plin. El ameno grande velus dimene grae calme ne valus de man. Preot manovel te zime no gran te vel lucrul acesta și lucrarea aceasta este mai mare decât toate lucrările care se mai fac pe pământ. Înțelege, zice Domnul, că este o lucrare mai mare decât toate lucrările care se mai fac. E ca mia val te zime no grae tal mene valo zime no gran te velu zemat. Preot meno valo zime negrae al mene vil, dacă sufletele se vor mântui, zice Domnul, și vor ajunge la viață veșnică, sunt mai mare preț decât tot aurul pământesc. El amenogrante valo zime negrae al mene vil. Nu pun niciun preț, zice Domnul, și nicio valoare de pe lucrurile care vor peri în curând, dar sufletele care se vor mântui vor avea un mare preț, o mare valoare. Fii prea și vegheator în direcția aceasta, zice Domnul, și în lucrarea aceasta, pentru că este o valoare mare și un preț mare, zice Domnul. Cheamă-L pe Domnul în lucrarea și în ogorul în care ești chemat. E cania vei pe zime nograie talme nevelos de man. Și gândul acesta să te însuplețească în toate lucrurile, zice Domnul, că astfel vei vedea mâna Domnului într-o măsură mai mare. Vei vedea planul celui sfânt într-o măsură mai mare și vei putea depune mari mărturii. E ca mia velte zime no grante valo zeman, ale menevelo zime no grante valo zeman și în numele Domnului se va proslăvi. E ca nante paro de velte zime no grante valo zeman, ale menevelo zime no grait, ale menevelo. Manaie de velozime negrante, mărire celui viu, glorie celui viu, sanare, sarul tău de lumină, să lumineze viața noastră de fiecare.